Da, este o senzație absolut extraordinară, este chiar o onoare pentru mine. După cele două experiențe foarte reușite din campionatul mondial, iată că și în IRC am reușit un rezultat mare și suntem extrem de mulțumiți. Acest lucru trebuie să-l subliniez că nu putea fi obținut acest rezultat fără copilotul meu, fără echipa mea tehnică, fără partenerii noștri, cum ar fi Pirelli, care a jucat un rol extraordinar în acest raliu, pentru că, de fapt, asupra anvelopelor era cel mai mare stres. Și vreau foarte mult să-i felicit pe organizatori care au făcut un raliu extraordinar și iată că după 25 de ani de pauze, mai mult sau mai puțin justificate, crema automobilismului european vine din nou în România și e fantastic. Consider că rezultatul se datorează că ai avut parte de mai puține ghinioane sau ai făcut o cursă înțeleaptă, ca să spun așa? Da și da. Dar problema este că penele și stricăciunile pot să le previi cu abordare tactică. Deci e evident că la această cursă trebuie să ai abordare tactică, dar am demonstrat și că putem fi foarte rapizi atacând pe cele două dobârci și am mai atacat în zonele bune de pe alte probe. Eu cred că fiecare va trage concluziile lui. Eu nu vreau să vorbesc prea mult despre rezultatul în sine, pentru că nu e așa de bine unuia să se autolaude, nu asta este intenția mea. Eu sunt mulțumit de rezultat, sper că și partenerii noștri, vreau să mulțumesc echipei tehnice și tuturor partenerilor că ne-au susținut și Providenței, pentru că evident am avut și șansă, dar ne-am și construit-o. Mai vrei în IRC? Da, eu vreau tot timpul, dar trebuie să și poți. Și sunt convins că la anul, dacă o să mai putem, o să mergem. Probabil în VRC, dar și IRC, de ce nu, este un campionat extraordinar.